Vă salut, dragii mei, eu sunt Brod Heather. În acest filmuleț voi vorbi un pic despre vânătoarea cu arcul. Știu, nu îmi săriți în cap, este ilegală la noi în țară, dar deocamdată. Așadar, atunci când vrei să vânezi cu arcul, trebuie să ții cont de anumite aspecte. Și anume de echipament. Ca să vânezi cu arcul, logic îți trebuie un arc și accesoriile care vin odată cu el, precum și o anume ținută de mascare. Dar să le luăm pe rând. Arcul. Ca să vânezi, practic, poți folosi orice tip de arc. Că e recurve, că e tradițional sau că este compound, nu are absolut nicio importanță. Depinde ce anume vrei să vânezi. Dacă vrei să vânezi vânat mic, te orientezi către vânat mic, iepuri, rozătoare mici, păsări, etc., nu îți trebuie un arc compound. Te poți delecta și cu un arc recurve sau un tradițional, mai puțin că nu are aparat de ochie, dar ai deveni un fel de Robin Hood, formându-ți deprinderile extraordinare de a lovi ținte aflate la distanță fără ajutorul unui aparat de ochie. A sunat mișto, nu? Vă dați seama ce înseamnă chestia asta. Ați deveni chiar foarte bun. În funcție de vânatul pe care îl alegi, repet, trebuie să alegi și arcul. De exemplu, cum toată lumea a văzut pe YouTube, la americani sau pe televizor, pe acel canal de pescuit și vânătoare, se folosește la vânătoarea cu arcul, de regulă, arcul compound. Un arc compound, pe lângă prețul destul de ridicat pe care îl are, este indicat să vă cumpărați unul ajustabil, cu plaja de putere ajustabilă, să-l puteți regla. Cei de la Bowtech fac arcuri cu o plajă foarte mare de reglaj. Bowtech sau fosta firmă Diamond. Diamond Archery. Cum este arcul meu, Diamond Infinite Edge. Acum a apărut, dacă nu mă știu, în 2015, sau e model 2016, Diamond Edge SB1. Care la fel, e aproape identic cu Infinite Edge-ul. Și are plaja de putere reglabilă, întinderea corzii, la fel reglabilă, e fantastic arcul. Dacă vreți să vă cumpărați un arc de la Hoyt, firma Hoyt de regulă nu produce, repet, de regulă, așa că nu însăriți în cap, fiți atenți la cuvinte. De regulă nu produce arcuri reglabile sau cu o plajă mare de reglare. Așadar, cam terminat cu arcul, acum hai să vorbim un pic despre ce presupune fiecare tip de arc. Dacă vă cumpărați un compound, mare atenție că arcurile compound de regulă sunt foarte tari și tari ca putere, da? Au putere destul de ridicată și este foarte dificil să întinzi, să tragi de coardă cu degetele. De aceea este recomandat să folosești un release. La vânătoare este mult mai ușor să folosești, este mult mai relaxant să folosești un release de tipul trigger, trăgaci, cu trăgaci, da? Din acesta, care se prinde de încheietură. Da? Dacă ți-a picat din mână, i-ai dat drumul, l-ai scăpat, s-a întâmplat ceva, te-a pișcat un țânțar, da? Nu pleacă, nu se duce nicăieri, rămâne agățat din încheietură. Decât să folosești unul de ăsta. Ăsta este un release de, pentru degetul mare, thumbs release, așa îi spun în engleză, da? Pe asta, dacă l-ai scăpat, s-a dus. Pa! La revedere! Eu știu, ești în copac, în tree stand, ești deasupra unei râpe, pe marginea unei râpe, nu știu, sub tine e vegetație abundentă, etc. L-ai scăpat, șansele sunt foarte mari să nu-l mai găsești. Dacă folosești un arc tradițional sau un recurve de vânătoare, la fel îți va trebui o protecție, un release pentru degete și arcurile tricap de vânătoare sunt destul de puternice, dar nu sunt reglabile. Au puteri de regulă variind între 50 și 60 de lăbâsă. În funcție de, repet, tipul de vânat pe care îl urmăriți. Cu 30, cu 40 de livre, de pounds, puterea arcului poți ucide ușor, poți vâna lejer, vânat mic. Iepuri, rozătoare, păsări, nici mai zic. Deja de la 50 de livre în sus,
poți, te poți orienta către vânatul mare, european, să, ca să înțelegeți un pic despre care vânat e vorba, adică mistreț, căprior, cerb, ciută, ce mai râs, lup, etc. Pentru a vâna vânat foarte mare, de tipul categoria urși, zimbri, vânat african, etc., deja trebuie să te gândești un pic la siguranța ta și puterea de penetrare a arcului. De aceea, indicat este să folosești un arc mult mai puternic, 60, 70, poate chiar 80 de lbs, deci e cam greu de întins 80 de lbs. Infinitage-ul are maxim 70. Am tras cu 70, este, la un moment dat e destul de dificil să-l întinzi, dar în timp te obișnuiești, dacă tragi numai cu 70. Închid paranteza, trecem la săgeți. Practic poți vâna cu orice tip de săgeată. Că e din carbon, că e din lemn, că e din aluminiu, că e din compozit, aluminiu, carbon, poți vâna cu orice tip de săgeată. De asemenea, poți vâna cu orice tip de vârf, chiar și cu vârful de field, de antrenament. Dar, pentru a nu provoca suferințe inutile vânatului, se folosesc la vânătoarea cu arcul vârfurile cu lame. Asta e un vârf, dacă nu mă înșel, Troica, nici nu mai știu, le-am de foarte mult timp, sunt și tocite, le-am folosit la antrenament. Da, se folosesc aceste lame, ele de regulă vin în format de 3 lame, dar sunt și cu 4. De ce? În momentul în care penetrează, taie, produc o tăietură foarte mare, pierderea de sânge este imensă, vânatul moare repede și nu se chinuiește. Dar, cum am spus, poți vâna cu orice tip de vârf. De exemplu, nu știu, la iepure, dacă ai dat cu broadhead, l-ai nenorocit, ai tăiat în el, sau gen popândăi, rozătoare mici, sunt alte tipuri de vârfuri care se folosesc, beveriți, care se folosesc la vânatul mic. Iar un vârf de vânătoare care pe mine m-a fascinat efectiv, este acesta din sticlă ciobită, pus, montat pe o săgeată din lemn, are un aspect primitiv, de altfel și pagina amicului meu, de la care am această săgeată, Dacklan Primitive Way, și este absolut bine, întreaga săgeată, este superbă, dar vârful este destul de tăios. Și îmi place să cred că poți vâna cu el. Numai că săgeata e un pic cam moale, ceea ce înseamnă că are un spin destul de ridicat. Dar se poate vâna, cum am spus, cu orice tip de vânt. Atunci când vă cumpărați săgețile, de preferat ar fi ca ele, asta e o săgeată din carbon, din săgețile mele, un Easton Aftermath, de preferat ar fi ca săgețile să fie cu inserția, cu insertul, cu filet pe interior. Deci dacă se poate observa, acest insert are filet interior. Piciorul vârfului are filet pe exterior și îl pot înfileta cu foarte mare ușurință. Asta e un vârf de la un broadhead. Practic, i-am dat lamele jos, au căzut. Practic, se poate vâna chiar și în această formulă. Dar s-ar cauza suferințe inutile vânatului, întrucât nu produce o rană atât de mare. Un vârf normal. De aceea se folosesc vârfuri de vânătoare. Broadhead-uri. Da? Cum mai poartă denumirea. Iar, ca o paranteză, expresia vârf de vânătoare este una greșită. Este vârf cu lame. La fel cum expresia armă de vânătoare este una greșită. Pentru că este o armă, este vorba de o armă ce se folosește la vânătoare. Datorită faptului că anumite tipuri de arme
au fost folosite mult timp îndelungat la vânătoare, a apărut această denumire în popor de armă de vânătoare. Și datorită caracteristicilor pe care le are, da? Pentru că nu te poți duce la război cu o armă cu oalice. Ce eficiență are aia pe 50 de metri sau pe 200 de metri? Nu prea are. Fapt, nu are deloc. Da? La fel și în cazul vârfurilor, la tirul cu arcul, acesta nu este un vârf de vânătoare, pentru că nu există nicăieri în nomenclatorul mondial al tirului cu arcul expresia vârf de vânătoare. Să fie definită această expresie vârf de vânătoare. Nu, este un vârf cu lame, folosit cu precădere la vânătoare, că îl poți folosi și la tragere de antrenament. Deci poți da comandă de săgeți fără vârf și tu să-ți comanzi separat pentru ele broadhead-uri și tragi la țintă cu ele. Nu e nicio problemă. Nu înseamnă că vânezi, nu înseamnă că te pregătești de vânătoare, nu înseamnă absolut nimic. Înseamnă doar că ai vârfuri cu lame la săgeată. Am închis paranteza. Am terminat și despre vârful, despre broadhead-uri. Să vorbim un pic despre echipament, despre ținută, camuflaj. Ei bine, eu vă recomand să folosiți, dacă vânați cu arcul, să folosiți un echipament care să vă ofere o lejeritate de mișcare, să nu vă împiedice foarte mult să vă mișcați. De exemplu, să te țină, nu știu, îmbrăcămintea, bluza, geaca pe tine, să nu poți întinde normal, să nu poți întinde corect arcul sau să te jenezi într-un fel anum, să te strâng, când îndrepți, întinzi mâine, să se rupă haina pe tine sau chestii de genul. Sau din contră, dacă folosiți costumul de camuflaj tip ghilie, ghilisut. Ghilia, majoritatea ghiliilor au acele franjuri, confecționate din franjuri, din mohair, din iută, etc. Alea ți intră în ochi, se agață în coardă în momentul în care tu ai întins, ai ajuns în poziția de tragere și, practic, franjurile aia stau în dreptul corzii, sunt coarda trece de ei, pe ei. În momentul în care e liberat viteza cu care coarda revine în poziția inițială, poate să smulgă, să creezi doar vește, bubuie arcul, strici arcul. Deci, despre asta e vorba, să-ți ofere lejeritate de mișcare. De aceea, cel mai bun echipament de vânătoare cu arcul, că tot despre asta vorbim, este camuflajul 3D, tridimensional. N-am să vă arăt model, îl găsiți pe internet, poze sunt o mulțime. Cam asta a fost subiectul vânătoarea cu arcul. Sper că v-a plăcut, sper că v-a fost util. Reiterez, vânătoarea cu arcul în România, deocamdată este ilegală, așa că nu mergeți la vânătoare cu arcul. Dar trageți în continuare cu arcul, cei care nu aveți un arc, luați-vă un arc, credeți-mă, nu veți regreta, este o experiență uimitoare să tragi cu arcul. Eu vă aștept în Brăila la antrenamente și cursuri de inițiere și până data viitoare eu sunt Bronel. Ciao!